Ofelia a dispărut o perioadă lungă de timp din lumina reflectoarelor, însă motivul a fost unul întemeiat. Cum te simți în această seară? Servus, uite, sunt foarte bine, am venit la acest eveniment minunat, alături de prieteni cu care foarte rar și prietene cu care rar mă văd, din păcate, de o perioadă. Și mă mai bucur un pic de moment și apoi fug acasă. De ce nu ai avut timp în ultima perioadă să ieși? Nu am vrut. Prioritățile mele au fost altele. Eu, de fel, sunt așa mai retrasă, mai fată de casă, ca să zic. Timpul pe care l-am avut liber și cum am vrut să-l petrec, l-am folosit în studio. L-am petrecut în studio să scriu muzică nouă, să mă reconectez cu partea asta artistică pe care am pus-o un pic pe hold vreun an și jumătate. Am simțit foarte tare să stau un pic mai mult acasă cu Nora Luna, cu fetița mea. Mă gândesc așa acum, vorbind despre asta, că după o perioadă în care am fost foarte desplecată de acasă, mi-am dorit să mă simt aproape, pentru că nu vreau să pun munca pe primul loc. Nu-i vorba de artă, de arta de a scrie și de a face muzică, ci munca, pentru că și din asta am câștigat banii. Dar pentru că arta pot să o scriu și după ce doarme ea, sau când e la grădiniță, sau mă duc la studio. Dar am vrut să petrec foarte mult timp cu ea și să las un pic munca deoparte. Ai simțit cumva la un moment dat că poate ai neglijat partea asta? Sincer, nu cred că am neglijat, pentru că acum, uitându-mă înapoi, cred că am manageriat destul de bine timpul împărțit, dar m-am gândit că ea crește, știi? Și după ce crește, nu-i mai pasă ei atâta de mine, că nu mai este ea legată de fusa mamei, că ea deja e un copil independent. Cântăreața a făcut un pas neașteptat în iubire. Cum te simți în noua relație? Mai să știi că sunt foarte bine. Cred că nu sunt cu nimic mai special decât cuplurile care sunt liniștite și duc o viață normală și cât de simplă se poate, pentru că mie îmi place simplitatea. Trăiesc alături de cineva care, într-un mod foarte dubios pentru mine, mă place fix așa cum sunt și mă cunoaște și mă înțelege. Și atunci când am fazele mele de nebună, eu nu sunt judecată, știi? E ca un fel de, nu știu, cum e prietena mea din copilărie. Cum sunt prietenele mele apropiate, care sunt puține, adică două. Înțelegi? Și care mă super înțeleg și în fața cărora eu nu trebuie să mă justific. Ți-a fost greu, după ultima relație, să intri într-o altă relație, având în vedere că tu ai și un copil? Am învățat că dacă știi să-ți împarți rolurile, rolul de mamă, rolul de prietenă, rolul de iubită și așa mai departe, și ți le însușești și ești sigură pe acele roluri, că sunt bune fiecare în sertarul ei, nu ai cum să dai greș când le împletești. Toată povestea asta a venit natural, n-am gândit-o, nici n-am vrut-o. Adică nu am avut în plan să... Aveam alte planuri, la mine era eu, Nora Luna, casa noastră, muzică, știi? Na, între timp, că viața e surprinzătoare și cu bune și cu rele, uite că mi-a făcut surpriza asta, chiar e o mega surpriză, pentru că nu mă așteptam. Vreau să-mi dai nopți care nu se uită, lacrimi care nu fur, săruturi, răsărituri, dă-mi tu ca să nu fur. De voie, de nevoie, Marisa Paloma s-a specializat în construcții. Marisa, știu că acum tu ești cu mutarea, nu? Da. Cum e mutarea într-o casă nouă? Cum e cu toată organizarea? Cred că dacă nu aveam copil, ar fi fost un pic mai ușor, pentru că am fi putut să ne focusăm pe asta. Dar având-o și pe cea mică, având și treabă în paralel amândoi, e un pic mai dificil, e și un proiect extrem de complex. Momentan nu am dezvăluit randările, urmează să le postăm cât de curând. Și atunci oamenii vor înțelege cu toții de ce a durat atât de mult proiectul. Pentru că da, lucrăm de peste un an de zile deja la ea. Dar mai avem un pic și ne mutăm în câteva luni. Am încercat să, pe cât de mult posibil, să facem un proces frumos din toată treaba asta. Nu ne-a ieșit mereu, dar nu pot să spun nici că a fost extenuant, pentru că atunci când am simțit că nu mai putem, ne-am oprit. Care e colțișorul tău pe care l-ai organizat pentru tine în casă? Am mai multe. Am două dressing-uri foarte mari. Liviu are biroul lui, Iris camera ei, noi camera noastră, fiecare cu baia lui. Avem mai multe colțișoare, să zic așa, pentru fiecare. Am organizat-o în așa fel încât, întocmai, fiecare să aibă colțișorul lui de rai.
Da, o cameră în plus, poate pentru un viitor copil ați luat în calcul? Măi, nu am luat în calcul, deși mi-aș dori să știi un viitor copil, nu acum. Mi-aș dori ca diferența de vârstă dintre ei să fie de maxim 4 ani. Cum știi cum e, că socotala de acasă nu prea se potrivește cu aia din târg, eu îmi doresc. Acum să vedem cum se mișcă lucrurile și în primul rând să ne vedem mutați în casă. Mai sunt câteva luni, dar până nu ne vedem mutați în casă, cu siguranță nu avem un alt plan. Când vine vorba de banii investiți în casă, socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Bugetul a sărit mai mult de peste ce v-ați propus voi inițial. Da, inițial să știi că nu am luat în calcul un asemenea buget, dar nu cred că am de ce să mă plâng. Din câte am înțeles și de la prietenele mele și de la cunoștințele mele care se mută, este o întâmplare frecventă, pentru că atunci când te muți într-o casă nouă, îți dorești, știind că faci totul pentru tine și știind că o să rămâi acolo, că dorința până la urmă asta este, să te muți pentru totdeauna în casa respectivă, nu faci rabat la calitate. Bugetul nostru mai s-a dublat, plus, adică a sărit mult, că de asta ne-am și întârziat atât de mult cu lucrările. Dar o să iasă un rezultat pe măsură. Tu cu Liviu n-ați avut discuții? Că eu vreau asta, ba nu, stai că eu vreau să fie așa, dar mie îmi place faianța asta, dar nu că eu vreau altfel. Să știi că la asta ne așteptam și noi, când am intrat în toată nebunia asta. Doar că am avut noroc de un arhitect care să înțeleagă foarte bine cuplurile, care să mai fi lucrat cu mult mai multe cupluri înainte, mult mai dificile decât noi. Și atunci fiecare a trimis, să zic așa, direcțiile care ne plăceau fiecăruia. Și el a scos un proiect care ne-a plăcut din prima amândurora. Și pe noi ne-a surprins treaba asta, dar nu, să știi, nu am avut genul ăsta de conflicte. Chiar dacă viața ei este supraaglomerată, Nicole Șerin nu se neglijează. Bună, Nicole, ce faci? Proaspăt întoarsă din vacanță, cum te simți? Foarte bine, foarte bine. M-am bucurat foarte mult de zilele petrecute cu fetele în Ibița. Sincer, mi-au prins. Ce ați făcut fetelor în Ibița? Că știți că în Ibița te distrezi până peste cap. Cum a fost? Mai, sincer, a fost cu limită un pic la noi, cel puțin la mine, că eu veneam și cu multe zile de nesomn. S-au cumulat un pic, dar am încercat să fiu acolo în paramedic. Nici să nu intru prea devreme în cameră, dar nici să mă lungesc prea tare, pentru că după veneam tot la treabă. Deci aveai nevoie și de relaxare. Da, aveam nevoie și de... A fost, eu zic că l-am echilibrat perfect. Cât de des îți faci timp pentru tine, Nicole? Cât de des pot, să știi. Mă iubesc foarte mult, zic eu, și cred că e important ca starea mea generală să fie una bună, pentru că se transmite Anastasiei, soțului meu, publicului. Eu trebuie să fiu bine ca să pot să am energie pentru toate lucrurile pe care le fac. Cum a fost vacanța departe de Anastasia? De fiecare dată e greu, nu contează că plec o zi, că plec două, că plec trei și, sincer, asta a fost cea mai lungă perioadă. O săptămână am stat plecată fără Anastasia și a fost cea mai lungă perioadă de când am născut-o. Și, bineînțeles că și sentimentul de vinoveție a fost mai prezent ca niciodată, dar mi-am dat seama că, na, se întâmplă. Adică fiecare părinte are la un moment dat o perioadă când... Da, nu e o tragedie o săptămână, dar na, se simte. În ciuda aparenței angelice, cântăreața este părintele sever. Pe soț l-ai simțit panicat în perioada asta când ai fost plecată? Nu, soțul meu are foarte mare încredere în mine și în asta constă relația noastră. Se bazează foarte mult pe încredere, pe iubire. Da, mă refeream panicat că a rămas cu cea mică. Panicat? Nu, pentru că are ajutoare. Nu duce lipsă de ajutoare și mai ales că Anastasia este foarte ascultătoare, adică ascultă foarte mult de taică-su. Ascultă mai mult de el decât de tine? Nu știu neapărat dacă trebuie să spunem că ascultă mai mult de el, ci pur și simplu cred că îi face mai mult poftele și na, cumva o liniștește mai repede, știi? Uită mai repede de anumite lucruri pe care poate n-ar trebui să le facă, să zicem. Care dintre voi e bad cop? Cred că eu câteodată, fără să vrei, firea asta de mamă și tinde să fie câteodată așa. Dar, na, până la urmă trebuie să fie și cineva mai vocal. Trebuie. Da, un copil trebuie să știe, chiar dacă în perioada asta, în 2024, se spune că n-ai voie să-i spui unui copil nu,